I believe that step by step and year by year we do we have a better refereeing performance, and I expect this year also in this difficult championship that they have that the referees are ready. I hope and I believe that we will continue to have representatives in all major competitions. And I'm sure that we will be happy again to see our referees in the top competitions and in very difficult matches and very decisive. Because we are we invest on them. We invest also to the next generation. And I believe that the Romanian referee will get back again from after many years the best places in Europe. Well, as I said, that we are not against. We will be ready when this VAR system can be implemented in also in Romania. You may understand that the financial conditions are made by the professional clubs. They need to make an agreement. They need to have the support in order to financial support, I mean, in order to create VAR and to use VAR in our championship. From the referee's point of view, we will be ready to make a theory and a practical when it is necessary. And we need everybody to understand that to implement the VAR in the World Cup, it means in 1 month, is totally different with one whole championship for all matches. In the championship, we play in different cities and in different conditions every week. The idea that VAR we see now, and also UEFA, expects the positive things. And taking the big results from this big test, like the World Cup, I'm sure that the VAR will be in a better position for the opinion of the people. And we saw that with the statistics, we have good results. So we need to speak carefully, and we need, when we implement it, to make a very good preparation in order to have excellent results. Obiectivul Comisiei Centrale, înainte de fiecare început de sezon, este ca să se vorbească cât mai puțin despre arbitraj. Pentru că știm foarte bine că atunci când se vorbește de arbitraj, performanțele arbitrilor nu au fost cele așteptate. Deci așteptările noastre este ca să trecem cât mai ne băgați în seamă, să avem performanțele așteptate de toată lumea. Am avut un grup de arbitri pe care i-am monitorizat în ultimii ani. Am promovat anul trecut o parte dintre ei. Acest sezon avem un arbitru, Marian Barbu de la Brașov, care a fost promovat și doi arbitri asistenți, Dumitru Ionel și Marius Badea de la Prahova și Marius Badea de la Vâlcea. Arbitri care au confirmat în testările pe care le-au avut la meciurile din Liga 1. Mai departe, continuăm monitorizarea unor arbitri de la Liga 2. Au fost incluși într-un grup de monitorizați, arbitri și arbitri asistenți. Oficial, doar Alexandru Tudor va termina din cauza vârstei, dar noi suntem într-o permanență evaluare a performanțelor arbitrilor de Liga 1 versus cei monitorizați de la Liga 2. Și la sfârșitul zilei, de ei depinde dacă vor rămâne sau vor promova sau vor retrograda. Dacă ne aducem bine în minte, în decembrie anul trecut, cei de la Liga au venit și au spus că vom implementa sistemul VAR din prima etapă a play-off-ului, play-out-ului, măcar două sau măcar trei meciuri. Bun, nici până în ziua de astăzi nu s-a efectuat ceva concret. Noi îl așteptăm cu interes pentru că rezultatele sunt pozitive și vedem foarte bine și la campionatul mondial. Deci, suntem aici pregătiți ca atunci când el va fi disponibil din punct de vedere logistic, noi să începem să îl folosim.
Dacă mi-au cam minte ce se întâmpla în urmă, când un arbitru primea un meci în Champions League, era sărbătoare, conferință de presă, scriau toate ziarele pe prima pagină și așa mai departe. Deci era un eveniment. În ultimii 4 ani, dacă stăm să ne uităm foarte bine, arbitrii români primesc cu regularitate delegări în Champions League, și aici mă refer la Ovidiu Hațegan. Ișvan Kovac, de asemenea, primește meciuri cu regularitate în Europa League. Am avut un arbitru după mulți ani la campionatul european. Ovidiu Hațegan a fost inclus în lotul posibilor arbitri pentru campionatul mondial. Deci suntem la un nivel bun din punct de vedere internațional. Obiectivul Comisiei Centrale Arbitrilor este să mențină acest ritm. Obiectivul nostru este ca la campionatul european din 2020 să avem un reprezentant, iar obiectivul nostru este ca lângă Ișvan Kovac să mai aducem un arbitru, să avem 2 arbitri care vor oficia în meciurile de Europa League. De asemenea, Horațiu Feșnic este pe un drum foarte bun, a arbitrat o semifinală de campionatul european de 17 ani. Pe plan internațional, cred că suntem într-un moment, sau continuăm momentele bune pe care le-am avut până acum.